Salutare! Astăzi o să vă prezint un telefon foarte interesant și foarte premiat internațional, și anume Zenfone 2 ZE551. Este un telefon care a primit premii de la IF și Computex 2015. Deci avem un mic premiant în mână. Telefonul vine într-o cutie albă, minimalistă, cu toate accesoriile necesare. Cablu, USB, încărcător, căști și manual de utilizare. Zenfone 2 ZE551 oferă un ecran IPS Full HD de 5.55, acoperit de Corning Gorilla Glass 3, un procesor quad-core de 2.3 GHz de la Intel Atom, un RAM de 4 GB, o memorie internă de 64 de GB, cu tot cu un slot microSD, o cameră principală de 13 megapixeli și o cameră secundară de 5 megapixeli. De asemenea, el mai oferă și Wi-Fi în 2.4 GHz în sistem BGN, Bluetooth 4.0, GPS cu AGPS și GLONASS, senzor de lumină și de proximitate și, ca totul să funcționeze perfect, oferă și o baterie de 3000 de mAh fără posibilitate de schimbare. Designul Zenfone-ului 2 este unul de tip pebble sau pietricică. Marginile și muchiile sunt rotunjite, iar carcasa are o textură de metal satinat, conferindu-i un aer luxos. Forma curbată face telefonul să fie ușor de ținut în mână, deși e destul de mare. Culoarea aurie e plăcută și nu-i lasă un aer chicios. Ecranul IPS Full HD este protejat de Corning Gorilla Glass 3, după cum am mai spus, fața fiind și singura parte lucioasă a telefonului. În partea de sus găsim difuzorul, camera frontală de 5 megapixel și senzorii de lumină și de proximitate. În partea de jos se află o bandă cu o textură concentrică, iar senzorii pentru butoanele meniu, home și back se regăsesc între aceasta și ecran. Butoanele nu sunt retroiluminate și poate fi cam anevoios controlul pe timp de noapte. Ecranul IPS este unul de calitate, Asus oferind funcții de calibrare a culorii prin tehnologia Splendid. Are inclusiv opțiunea Low Blue Light, care calibrează culorile ecranului astfel încât lumina lui nu mai obosește ochii. Spatele are, din păcate, o carcasă din plastic, iar în partea de sus central se află blitzul Dual LED, camera și butoanele de volum. Designul pare inspirat din modelele LG G2, poziția butonului de putere și forma lor fiind singurele diferențe. În partea de jos dreapta se află difuzorul. Datorită designului curbat, difuzorul amplifică sunetul dacă este pus pe o suprafață plată. Din punct de vedere al performanțelor, procesorul Intel Atom Z3580 este o mică bestie. Nu am simțit niciodată că nu poate face față programelor. Din contră, chiar a luat un punctaj foarte mare în benchmark-urile AnTuTu, de 47.276 de puncte, undeva foarte aproape de Galaxy Note 4 și Meizu MX4. În jocuri se descurcă foarte bine, a sacadat foarte rar, aproape deloc. Am avut totuși niște situații mai puțin plăcute cu telefonul. Acesta s-a blocat și s-a blocat în aplicații care nu sunt intensive din punct de vedere al procesorului. De ce? Cel mai probabil s-a întâmplat din cauza faptului că este un procesor de 64 de biți, iar aplicațiile nu sunt construite pentru o astfel de arhitectură. Bateria de 3000 de mAh nu este interschimbabilă, dar ține 2 zile, aproape 3, dacă folosim telefonul pentru browsing, muzică, apeluri și câteva fotografii. Dacă adăugăm navigare prin GPS, tragem câteva videoclipuri și introducem și o a doua cartelă, autonomia scade sub 24 de ore. Camera de 13 megapixeli este mai bună decât a multor telefoane chiar mai scumpe decât Zenfone 2. Totuși, noise-ul este vizibil chiar și la ISO mic, dar nu devine deranjant. Nu are stabilizare optică, deci pozele pot fi mișcate dacă tragem la un timp lung de expunere. Aplicația de cameră este foarte capabilă, oferind foarte multe moduri de fotografiere, printre care și manual sau HDR. Camera secundară este și ea foarte bună, chiar apropiată ca performanțe de cea principală. Bineînțeles, funcțiile sunt diminuate. Autofocalizarea este precisă și rapidă și nu am simțit niciodată nevoia să refocalizez. Funcția video este foarte bine pusă la punct, modurile de imagine fiind prezente și aici, dar în cantitate diminuată. Din punct de vedere audio, Asus Zenfone 2 ZE551 este excepțional. Basul, mediile și înaltele sunt liniare, așadar orice sunet redat prin căști, chiar și prin cele de studio, este curat. Volumul este exact cum ar trebui să fie pe un dispozitiv multimedia, puternic, fără să distorsioneze gamele la nivel maxim. Pe scurt, Asus a făcut din Zenfone 2 un telefon de îndeluat în seamă, mai ales pe partea de multimedia și foto, chiar dacă senzorul foto nu este chiar foarte bine implementat. Totuși, trebuie să luăm în calcul faptul că se aude extraordinar de bine, este foarte ușor, elegant, face poze extraordinare și ai control manual al fotografiilor.